Bună dragilor și bine v-am regăsit. Haideți să vedem cum veți sta din toate punctele de vedere, voi cei din zodia Pești sau care aveți ascendentul sau luna în zodia Pești. În perioada 16-30 noiembrie 2022. După cum știți, dacă vă doriți o etalare personalizată, unde puteți afla mult mai multe detalii și informații în legătură cu situația care vă interesează, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726981520, număr pe care îl veți găsi și în descrierea acestui video. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să lăsați un like, un coment sau să vă abonați acestui canal, să știți că apreciez foarte mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Vom vedea și un mesaj pentru voi, un răvaș un răvaș, dar până atunci vreau să vedem aceste mesaje suplimentare care au căzut la voi. Sperați foarte mult să aplanați un conflict, să rezolvați o problemă sau să luați o decizie în dragoste sau cineva să ia o decizie în dragoste pentru că văd o rivalitate. Poate fi vorba și de o situație mai tensionată la locul de muncă sau o relație mai tensionată cu două persoane sau aici vă puneți mari speranțe pentru o împăcare cu o persoană care este cu altcineva în momentul actual. Haideți să vedem un răvaș pentru voi Ia să vedem Visele tale vor deveni realitate Ce frumos Primul mesaj În prima săptămână din acest interval avem Cavalerul de Cupe Ceea ce înseamnă că voi veți primi o ofertă, o oportunitate, o, o propunere din partea cuiva Apare o veste și legată de o împăcare, de o îmbunătățire într-o relație, un contract, poate fi vine ceva foarte stabil către voi pentru a rezolva, soluționa o situație tensionată legată de o sumă de bani, de o instituție sau de un proces în care vă aflați voi sau de o problemă sentimentală. Pentru că aici, în viața voastră, ceva se va încheia foarte brusc că odată cu venirea acestei vești sau acestei persoane sau acestei propuneri, acestei oportunități, să spunem, oferte care vine către voi, pentru că aduce schimbare. Văd foarte multe discuții, întâlniri, interviuri care vor fi de un real succes pentru că văd foarte multe rezolvări. Posibil să aveți de-a face cu un scorpion sau cu un rac sau tot cu o persoană zodia pești. Dar văd că încheiați lucruri foarte importante și rezolvați foarte multe lucruri. În a doua săptămână din acest interval avem magicianul. Voi deja sunteți puși pe fapte mari, să începeți lucruri noi și vă bazați pe inteligența cuiva. Aveți un sprijin, aveți un ajutor, aveți o persoană pe care vă puteți baza 100%. Pe de altă parte poate fi vorba și despre o rezolvare într-o problemă de sănătate, un proces sau o situație de la locul de muncă care v-a dat mari bătăi de cap o puteți rezolva tot în a doua săptămână din luna noiembrie. Văd că depășiți anumite situații complicate, confuzie, tensiuni și sunteți foarte atenți la modul în care puneți problema sau la modul în care vi se transmit anumite lucruri. Dar vă văd foarte încrezători în a doua săptămână în acest inter interval și sunteți puși pe fapte mari. Ce, ce plantați în săptămâna aceasta să știți că va fi de un real succes și pe termen lung. În dragoste, Urană. Suferiți. V-ați sătura să faceți compromisuri, să fiți călcați în picioare. Cred că exact ce văzusem în mesajele suplimentare vă luptați cu durerea aceasta, cu traumă, cu, da, cu neîmplinirea aceasta sufletească și faptul că sunteți parcă într-un trio amoros. Vreți să se încheie odată pentru totdeauna situația și să se aleagă ceva. Văd un final și foarte multe blocaje în viața voastră amoroasă. Orică aveți de face cu o persoană căsătorită, orică v-ați sătura de această um, situație, că persoana aceasta vă promite foarte multe lucruri, dar niciodată nu se ține de cuvânt și de fiecare dată ajungeți să suferiți, orică vreți voi neapărat să rezolvați o problemă, spuneți, gata, până aici nu mai suport, nu mai vreau, dar văd și o căsătorie, o legătură de căsătorie, poate aveți mai multe probleme de rezolvat în căsnicia voastră. Pe planul profesional avem foarte multă abundență și un nou început. Mai ales că unii dintre voi ați suferit foarte mult și ați fost tratați într-un mod necinstit. Foarte multe sacrificii ați făcut pentru a o duce alții bine, să spunem așa. Ați avut o ocazie foarte bună în trecut, probabil, de aceea regretați foarte mult. Și... Dar să știți că ceva în prezent apare și poate să vă îndeplinească un vis, o dorință și poate să vă aducă foarte multe câștiguri financiare. Depinde cât de tare sunteți voi prinși de situația din trecut, locul de muncă, afacere pe care ați pierdut-o, încrederea, suportul cuiva, un contract și așa mai departe. Pentru că văd în calea voastră, în, în viitorul vostru, un nou început foarte stabil care o să vă aducă foarte multe beneficii financiare pe bani, da, ia uitați, ușor, ușor începeți să fiți stabil din acest punct de vedere, pentru că vă îndreptați către ceva mult mai sigur, dar cu toate acestea mai văd și niște blocaje, poate sunt niște bani de dat undeva sau mai aveți de rezolvat anumite probleme financiare care vă stresează foarte tare, le veți încheia până în ianuarie. Aici poate așteptați o sumă de bani unii dintre voi sau nu sunteți încrezători într-un proiect, într-o situație anume pe care voi o gândiți sau așteptați un răspuns din partea unei instituții să vă ajute sau din partea cuiva să vă ajute cu o sumă de bani. Nu primiți niciun răspuns și vă stresează lucrul acesta sau poate unii dintre voi vreți să recuperați niște sume de bani, cel mai probabil, și sunteți agitați că nu reușiți să rezolvați această situație. Pe sănătate avem regele de monede, ceea ce înseamnă că voi veți sta bine din punctul acesta de vedere, da, foarte bine chiar. Poate unii dintre voi să aveți mici neplăceri, dar sunt puține șanse. Pentru că ați, văd că ați întâmpinat niște probleme de sănătate și ați făcut o alegere, ați făcut un control mai amănânțit, ați făcut o schimbare în stilul vostru de viață care aduce multă reușită. Nu văd și o sarcină în anumite situații, dar și o situație care se îmbunătățește. Surpriza vine cu asul de spade, un adevăr care iese la iveală. Clarificați o situație în care ați fost tratați într-un mod foarte urât, ați fost înșelați, mințiți, manipulați, folosiți v-ați făcut iluzii în legătură cu o relație de dragoste, în legătură cu o decizie pentru un loc de muncă sau pentru o siguranță financiară, poate v-ați spus bazile, v-a promis cineva că vă dă, că vă face, că vă ajută și nu s-a ținut de cuvânt și văd că clarificați această situație. Wow, și zicele de spade. Nu va fi o cale ușoară. Tot ceea ce veți auzi vă dărâmă psihic, dar văd și foarte mult noroc în viața voastră. Este nevoie de acest adevăr, este nevoie de această clarificare pentru ca voi să puteți avea noroc, să puteți merge la acel drum, să puteți primi acea veste foarte bună care o să vă ajute. Poate o discuție cu cineva vă șochează pe moment, dar e ceva de bun augur pentru că vine pe poziția surprizelor sau voi scăpați de un ghinion, voi scăpați de o suferință. Provocarea vine cu lumea, încheierea unui ciclu, a unui capitol din viața voastră. E ca și cum v-ați rupe de ceva, nu sunteți pregătiți să faceți această închidere, dar este spre binele vostru ca să puteți lăsa loc unor noi începuturi. Poate fi vorba de provocare și pe drumuri lungi. Da, vă caută cineva de la drum lung și ca o provocare, sau poate voi sunteți nevoiți să plecați la un drum lung și nu sunteți. În cea mai bună formă sau nu prea vrea să faceți drumul acesta, apare multă oboseală, pot fi niște negocieri care tot așa avem ca niște provocări, că vi se pun în cârcă niște responsabilități și nu, nu, am, nu mai aveți timp de nimic, nici de voi, nici de nimic. Dar cu siguranță încheiați un capitol, încheiați un ciclu și începeți lucruri noi poate luați o decizie foarte mare de a vă muta, de a pleca în alt oraș, în altă țară și aici să fie provocarea. Sfatul vine cu șasele de monede și zecele de monede, care vorbește mult de încredere, siguranță, stabilitate. Da? Voi trebuie să fiți un pic mai încrezători. Familia joacă un rol important în evoluția voastră. Vorbiți mai des cu familia, poate aici este sfatul sau încerc... Mm, nu, nu vă dați bătuță în recuperarea unor sume de bani. Sau aici pot veni niște câștiguri, vindeți un bun, văd acte care sunt foarte stabile, negociați pentru o sumă de bani, Vindeți un bun, cumpărați un bun, dar văd că toate eforturile, tot, toate demersurile pe care le-ați făcut voi în ultimul timp vor da roade, pentru că văd foarte multă stabilitate pe partea financiară pe viitor și scăpați și de acest stres. Sfatul este să vorbiți cu cineva, o persoană care are multă experiență în domeniul respectiv să vă poată ajuta în rezolvarea acelei situații. Și văd și faptul că sunteți foarte prinși aici, din nou. Trebuie, da, trebuie să vă țineți de o situație, de un contract, o semnătură sau de o persoană să vă ajute într-o anumită situație. Bun, dragilor, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!